Ioana, îți mulțumim pentru informații. Scandal de proporții și anchete peste anchete la Teatrul Național din Iași și Opera Națională Română Iași. Membrii unei trupe de lăutari s-au mândrit pe rețelele de socializare cu un videoclip filmat chiar pe scena Teatrului Național. Filmarea piesei ar fi fost realizată fără ca cei din conducerile celor două instituții care împart clădirea să dea vreo aprobare. Mai mult decât atât, managerul interimar al Operei Naționale Iași vorbește deja despre o rețea care ar fi pus totul la cale și că filmarea ar fi fost făcută pe timpul nopții. Reprezentanții trupei au șters videoclipul postat pe internet și refuză să facă vreo declarație. Așa arată în mod normal un spectacol pe scena Teatrului Național Iași. O trupă de muzică lăutărească din Iași a reușit însă să urce pe scena operei și să facă să răsune în instituția de cultură o altfel de muzică, cam așa ceva. Videoclipul filmat pe scena operei a fost șters de pe internet la scurt timp după ce membrii trupei Diverse Band au observat că apar problemele. Trupa Diverse Band din Iași și-a promovat pe rețelele de socializare videoclipul și imediat a ajuns în atenția tuturor pentru că decorul a putut fi rapid recunoscut de oricine a intrat vreodată în clădirea Teatrului Ieșan. Unul dintre cei care apar în videoclip și este și membru al trupei face parte și din orchestra operei. Printre cei care au apucat să vadă videoclipul este și criticul de teatru Otilia Cântec. Da, eu l-am văzut. Trupa și solista erau pe scena Teatrului Național, a operei. Cadrul era un cadru larg cu sala mare a Teatrului Național și erau montate și câteva fragmente în care solista era în loja, într-una din lojele laterale. Informația a ajuns și la urechile celor din conducerea Teatrului Național Iași și a Operei Naționale Române, care au declanșat mai multe anchete. Cosmin Marcovici, managerul interimar al Operei Naționale Române Iași, a declarat că a încercat să ia legătura cu cei din trupă, însă aceștia din urmă au refuzat să-i dea explicații. Să vină o bandă de terchea-berchea să filmeze asemenea gen de muzică, să facă un videoclip cu asemenea gen de muzică. Deci este incredibil și chestia asta nu s-a întâmplat în timpul zilei pentru că eu sunt aici zi lumină. Intru la nou în teatru și ies la nou. Nu s-a întâmplat cât timp a fost eu aici. Cu siguranță, noaptea, nu știu, o fi o înțelegere între portar. Din ce am înțeles în video, se văd că ar fi fost folosite mai multe lucruri, adică și lumini și... Recuzita. Păi vă dați seama că este probabil că este o rețea mai bine pusă la punct. Deci nu e vorba de un singur om, e vorba de o echipă întreagă care a lucrat fără să aibă niciun fel de contract scris. Și chiar dacă ar fi vrut să facă contract pentru așa ceva, nu există ca pe scena operei să se interpreteze asemenea muzică. Nu există așa ceva. În caz că vor fi găsiți vinovați că ar fi facilitat accesul trupei pe scena Teatrului Național Iași, angajații operei sau ai teatrului vor fi sancționați.